După ce în urmă cu aproximativ o săptămână, Ovidiu Bodean, șeful serviciului Salvament Hunedoara, anunța cu ochii în lacrimi că va fi nevoit să reducă numărul angajaților cu 3, în urma comasării acestui serviciu, Laurențiu Nistor, președintele Consiliului Județean, dă asigurări că acest lucru nu se va întâmpla. Mai mult, Nistor a declarat că salvamontiștii hunedoreni vor avea asigurat în continuare și bugetul necesar pentru ca oamenii muntelui să-și poată desfășura activitatea de salvare de vieți omenești. Serviciul Salvamont țin foarte mult, deși vă spun că o stimată iarăși doamnă scria foarte mult că nu sunt capabile și am desființat Serviciul Salvamont. Probabil în mintea ei se întâmplă așa ceva, la mine nu se întâmplă. Serviciul Salvamont va rămâne de sine, la fel ca și până acum, cu aceiași angajați, va rămâne cu bugetul pe care îl au nevoie, fiindcă trebuie să înțelegem, poate la anul bugetul este, trebuie să fie mult mai mare decât anul ăsta, că să scumpesc toate materialele. Le vom asigura bugetul de funcționare, fiindcă este o instituție de care avem nevoie județul Hunedoara. Și au demonstrat-o clar că își fac datoria pe deplină.